Bună dimineața, bun găsit la un nou webinar marca Admiral Markets. Numele meu este Alin Vlad și astăzi voi fi gazda dumneavoastră în prezentarea acestei jurnale de tranzacționare. Este 13 iunie și vom vorbi în mare măsură despre ceea ce s-a întâmplat un pic ieri în piață, despre ceea ce așteptăm în ziua de astăzi și spre final vom lăsa puțin și despre ceea ce așteptăm mâine. Acest webinar are caracter informativ și nu reprezintă o recomandare sau un sfat de tranzacționare pentru niciun instrument. Nu există și nici nu este oferită vreo garanție că informațiile prezentate sunt complete sau exacte, iar orice opinie exprimată este strict părerea subiectivă a moderatorului și nu reprezintă punctul de vedere oficial al Admiral Markets. Acestea fiind spuse, presupun că totul este în regulă cu sunetul și cu imaginea, de aceea voi continua. Mulțumesc și pentru confirmări. Ei bine, astăzi avem o zi în care așteptăm date privind inflația atât din Marea Britanie cât și din Statele Unite ale Americii. De asemenea, la ora 12, German CEV Economic Sentiment se va publica. Este un indicator care de obicei mișcă destul de puternic, am putea spune, indicele Germaniei DAX. Și am putea avea parte de o impulsionare a pieței în cazul acestui instrument financiar, deoarece se află în acest range prelungit de ceva vreme observăm și nu vrea să-l părăsească, nu vrea să nici să coboare sub zona de 12.600, nici să depășească zona aceasta de 12.800 să realizeze un nou maxim. Ei bine, astăzi am putea avea parte de un impuls care să trimită chiar și dacă pentru o scurtă perioadă de vreme sub acest nivel sau peste el, în cazul maximului respectiv, am putea avea parte de acest lucru. În altă ordine de idei, astăzi DAX-ul arată mai mult un început pe plus față de ziua de ieri care a adus o scădere și observăm că încearcă să recupereze toată mișcarea respectivă și poate din nou să revină deasupra acestui nor din cadrul indicatorului Ichimoku, asta însemnând să realizeze un nou high și să ca acest high al zilei, cel de la 12.700, să devină noul nostru suport. Însă, pentru asta va trebui să urmărim și ceea ce se va întâmpla atât cu inflația din partea Marii Britanii, cât și la ora 12, spuneam, de acel indicator CEV. Bun, ieri lira sterlină în raport cu dolarul american a avut parte de o continuare a evoluției descendente începută vineri și am observat că și-a atins un nou low, un nou minim local, undeva în zona celui de la începutul săptămânii trecute, din 6 iunie, observăm că a atins din nou zona de 1.26.400, de unde observăm de asemenea faptul că astăzi ar putea avea parte de o continuare a acestui rebound și o nouă testare a acestui nivel de la 1.27, cu o posibilă respingere din zona respectivă, în cazul în care nu vom avea date foarte bune din Marea Britanie. Nu mai avem foarte mult până acestea vor sosi, ora 11.30, ora României, însă am putea avea parte de un început al unei mișcări, chiar cu 15-20 de minute înainte. Știm cu toții că asta s-a întâmplat în ultima vreme pe liră, știrile. Începutul mișcării a avut loc înainte de publicarea efectivă a știrii și a rezultatului pe indicatorul respectiv. Ok. Sigur, haideți să mergem și acolo. Voiam doar să mai completez faptul că primul ministru încă, Theresa May, se pregătește să se întâlnească cu unioniștii democrați în Irlanda de Nord pentru a-și asigura o majoritate. După ce am văzut că săptămâna trecută, în urma voturilor, a avut un minus din punct de vedere al voturilor pentru a putea realiza majoritate în Parlament.
Ei bine, încearcă să facă o mică coaliție, am putea spune, pentru a-și putea duce la bun sfârșit planul privind Brexit-ul, planul pe care l-a anunțat în această campanie pe care a avut-o în ultima perioadă. Ok, surpriza zilei însă de ieri și poate chiar și o continuare astăzi a venit de pe dolarul canadian, acolo unde am avut parte de o scădere de peste 1% în ieri, deoarece Carolyn Wilkins de la Banca Canadei a avut un discurs care pe multe calendare macroeconomice pe care le găsim pe site-uri nici măcar nu era menționat, însă ea a avut o abordare hawkish în acest discurs și a adus în discuție chiar o posibilă mărire a ratei de dobândă și o reducere a stimulului financiar, fapt ceea ce a dus la o apreciere masivă a dolarului canadian în raport cu dolarul american și observăm că începând de ieri de la ora 8 seara, când a început acest discurs, 8.30 și ceva, a avut parte de o cădere masivă, am putea spune, pentru că pe dolarul canadian a mai avut parte de o asemenea mișcare de foarte multă vreme și ar fi prima mărire a ratei de dobândă în ultimii 7 ani, lucru care ar detensiona, să spunem, această pereche și poate și-ar stabili noi minime și am avea parte de o cu totul și cu totul altă evoluție a acestui instrument financiar pe un termen ceva mai lung. Avem suportul de la 1.3276 pe care se află chiar în aceste momente și pe care încearcă să-l spargă și să coboare. Am putea avea parte poate de o continuare a acestei mișcări pe parcursul acestei zile cu posibilitatea de atingere a acestui minim registrat la mijlocul lunii aprilie, cel de la 1.3223, cum l-am eu notat pe grafic, însă focusul oricum, atenția, toată atenția noastră pe săptămâna aceasta o să fie evident ședința de mâine, întâlnirea FOMC, când vom avea parte de, poate și de acolo de o surpriză, cine știe, în orice caz acolo așteptăm mărirea ratei de dobândă în Statele Unite de la 1 la 1,25, așa cum anunțau ei. Iată, la ora 9 începe această ședință și vom avea parte de mișcare, evident, în piață, chiar dacă, în mare parte, această rată de dobândă, această mărire a ratei de dobândă în Statele Unite a fost inclusă în preț de-a lungul timpului și de-a lungul atâtor ședințe anterioare când s-a dezbătut pe larg acest subiect și nu ar mai fi vorba de nicio astfel de surpriză, mai ales că lucrurile sunt destul de bine știute. Surpriza ar fi să nu o mărească și, bine, atunci cu siguranță am avea parte de o agitație în piețe. Ok, în cazul în care nu vom avea parte de o spargere a acestui nivel, evident avem posibilitatea de o recuperare, o recuperare ușoară a acestei mișcări. Dacă e să luăm în considerare, am putea avea parte de o revenire poate în zona de 1.3337 și poate chiar mai mult decât atât, undeva în zona de 1.3375 ca și zonă. Ok, voi continua tot pe partea de Statele Unite, însă de fapt în raport cu dolarul australian, pentru că și aici, în ultimele zile, am avut parte de o depreciere a dolarului în raport cu mai toate perechile, însă aici pare că a fost una ceva mai pronunțată decât pe alte parități, o întărire a dolarului australian în raport cu dolarul american și evident o depreciere a acestui dolar american în ultima perioadă. Observăm că
se zbate, am putea spune, să depășească acest nivel de la 0,754. E peste pentru a doua oară când testează această zonă în ultimele 5 zile, observăm. Am mai avut o tentativă pe 7, adică miercurea trecută. Și poate chiar astăzi am putea avea parte de o depășire a acestei zone. În orice caz, trendul acesta pe care se află paritatea AUD-USD, pornit, spuneam, de la sfârșitul lunii aprilie, cu o scurtă corecție la mijlocul lunii mai, se menține bullish, însă, în aceeași măsură, având în vedere că mâine este un eveniment așteptat, evenimentul săptămânii pe dolar, acolo am putea avea parte de o scurtă apreciere a dolarului american, o nouă apreciere a dolarului american în raport cu toate monedele cu care se află în paritate, în pereche, și am putea avea parte de, poate de o nouă testare a unui nivel ceva mai scăzut, ar fi cel de 0,750 și dat de media noastră mobilă de 50 de perioade. Cam aici ar fi suportul în cazul în care am avea parte de o respingere ceva mai puternică din acest nivel de la 0,755. Bun, în cazul în care va reveni peste acest nivel, următoarea țintă ar fi nivelul de 0,76 cu suportul acesta de la 0,755. În regulă, hai să mergem și pe, dacă mergem pe partea asta de Asia-Pacific, hai să mergem și pe euro-yen, să vedem cum au mers lucrurile în ultima perioadă aici, deoarece este un range destul de bine conturat acesta în care se află prețul euro-yen. Observăm în aceste clipe la 123.29 prețul, cu suportul la 1.227, 1.228, mai rotund să spunem, acolo unde ar putea ajunge astăzi, în cazul în care se continuă acest trend descendent și s-ar confirma o spargere a acestui suport intermediar, cel de la 1.233, pe care s-a tot aflat prețul și care dă limita inferioară a acestui range în care se mișcă de la sfârșitul lunii aprilie. Pe un H1 observăm că avem și aici parte de un range intermediar în această scădere pe care a avut-o de coborâre sub nivelul de 123.80 cu limita la 122.7. În momentul în care vom avea parte de o depășire și de o spargere a acestui range, cu siguranță vom cunoaște și, să zicem, viitorul acestui instrument pe o perioadă ceva mai lungă de timp, pentru că în aceste clipe lucrurile sunt un pic în incertitudine. Atât timp cât se află însă sub media mobilă de 50 de perioade, lucrurile arată în continuare bearish pentru această pereche și ar putea avea parte de o continuare a acestui trend ușor descendent. Bun. Sigur, haideți să mergem și pe EURCHF. Și pentru final ne vom opri asupra aurului pentru a vedea cum a mai evoluat metalul prețios cel mai tranzacționat. Ok, EURCHF-ul, după ce a atins la mijlocul lunii mai acel maxim local din zona de 1.0980, observăm o revenire sub nivelul de 1.0860, acolo unde a avut suportul o vreme destul de importantă. În aceste clipe, suportul dat de media mobilă de 50 de perioade pare să fie pentru astăzi
o țintă, adică o țintă ar fi depășirea acestui nivel și o continuare a acestui trend descendent, care este unul destul de puternic conturat și destul de bine respectat. Și am putea avea parte de o continuare. Aici nu ar mai fi parte de surprize, însă vom avea parte de, să zicem, un mic impuls în momentul în care țevul se va publica la ora 12 și vom vedea atunci cum va evolua acest instrument. În orice caz, aici lucrurile arată mai degrabă spre o continuare a acestui trend descendent și următorul nivel, cel de la 1.082, ar putea fi ținta noastră. În cazul în care însă se va menține peste această linie de la 1.084, am putea să îl luăm în considerare ca o nouă posibilitate de a stabilire a unui range pentru o perioadă de timp, cu posibilitate de respingere din acea zonă pentru o scurtă corecție, poate până în nivelul de la 1.087. Bun. Hai să mergem și pe aur și cu asta vom încheia, pentru că aici am avut parte de o revenire a aurului. Spuneam și săptămâna trecută, după ce a coborât sub nivelul de 1.275, cu un nou suport la zona de 1260, de fapt vechiul suport, atât timp cât se menține peste această valoare, mai are o șansă, să spunem, pentru un nou impuls ascendent în posibilitatea de a stabili un nou maxim peste cele din zona de la 1280. În momentul în care va coborî sub zona de 1260, vom avea parte de o corecție ceva mai puternică, poate chiar până în zona imediat următoare de la 1250. Bun, acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plăcută în continuare. Nu uitați să urmăriți canalul nostru de YouTube, acolo unde veți găsi înregistrarea acestui webinar și a celor precedente. O zi frumoasă, la revedere!